Mai multe măsuri au fost luate în urma controalelor efectuate de instituțiile statului demarate după creșterea prețului carburanților. Nivelul amenzilor ANPC se ridică la 950.000 de lei. Avertizări au fost făcute și vis-a-vis de recipientele neconforme în care se depozitau carburanții. Voi începe cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care în cadrul campaniei de verificare a practicilor comerciale aplicate de furnizorii de carburant din România, la nivel național, până astăzi, a finalizat verificările la peste 90 de stații de distribuție a carburanților, la care se adaugă și sediul central al unei companii, care are în coordonare 215 stații în total. Repet, vorbim de rezultatele preliminare de la debutul declanșării acestor verificări. Nivelul amenzilor contravenționate aplicate până acum de comisarii ANPC se ridică la 950.000 de lei. Pe lângă aceste sancțiuni contravenționale, au fost date și 10 avertizmente, 3 măsuri complementare de oprire temporară a prestării de servicii, 2 propuneri de încetare a practicilor comerciale incorrecte, 4 decizii de încetare a practicilor comerciale incorrecte, deja aprobate, la care se adaugă și ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului de încetare a practicilor comerciale incorrecte, un ordin adresat unei companii din România, care a fost și amendată în acest sens cu cea mai mare amendă pe care ANPC o poate da, respectiv 100.000 de lei. Ordinul respectiv decizia de încetare a practicilor comerciale incorrecte implică revenirea la condițiile comerciale oferite de operatorul economic consumatorilor înainte de momentul modificării prețurilor, ANPC considerând că nu există temei pentru majorarea de preț practicată de operatorii economici în ultimele zile. Controlele comisarilor ANPC continuă la stațiile de furnizare a carburanților din întreaga țară. Vom reveni, așa cum am anunțat, de fiecare dată cu noi date. În privința rezultatelor comunicate de ANAF, s-au aplicat deja 6 sancțiuni contravenționale în sumă de 140.000 de lei, la care se adaugă măsura confiscării pentru suma de 1.250 de lei și suspendarea pentru 30 de zile în cazul unui punct de lucru. Este vorba de un punct de lucru din Satu Mare, unde au fost aplicate amenzi de 100.000 de lei și a fost luată măsura suspendării activității pe perioadă de o lună. Într-un alt punct de lucru din județul Sibiu s-a aplicat de asemenea amendă contravențională în valoare de 2.000 de lei și a fost confiscată o sumă de bani. La un alt punct de lucru din localitatea Dumbrăvița, județul Timiș, a fost aplicată o amendă de 19.000 de lei. Același lucru s-a întâmplat în Botoșani, județul Botoșani, unde a fost dată o amendă de 19.000 de lei și s-a confiscat o sumă de bani. Aș mai adăuga aici sancțiunea dată la un punct de lucru din Otopeni, unde a fost confiscată de asemenea o sumă de bani. În privința verificărilor efectuate în curs la sediul unuia dintre furnizorii de carburanți din România, precum și la alte societăți care se află în acest moment în verificare, ANAF va reveni cu completări după ce documentele solicitate operatorilor economici vor fi furnizate, respectiv ponderea pe surse a provizionelor de combustibil în primele 10 ale lunii, import, achiziții intracomunitare, achiziții interne și evoluția prețurilor stabilite pentru stațiile proprii. Stadiul controalelor realizate de ANAF va fi actualizat permanent, urmând ca la nivel guvernamental, dar și la nivelul instituției respective să fie prezentate detalii. Aș vrea acum, pentru că am văzut cu toții acele imagini cu alimentări în stații de furnizare de carburant din România, în care erau folosite recipiente neconforme, încă de ieri Inspectoratul pentru Situații de Urgență a transmis avertizări atât lucrătorilor din acele stații, dar și cetățenilor să nu se expună unor pericole și să încalce regulile de protecție. Între timp pot să vă spun că pe fondul dispozițiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost făcute verificări și controle ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență prin structurile teritoriale pentru a verifica modul în care funcționează stațiile de carburanți și modul în care sunt comercializate
aceste substanțe. Până astăzi, la ora 10, erau deja verificate 814 stații de alimentare cu carburant și au fost aplicate 672 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 750.000 de lei. Specialiștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență reiterează recomandarea și de respectarea legii, dar mai ales a normelor de precauție pe care atât operatorii din stațiile care furnizează carburant, cât și cetățenii care vin să alimenteze, trebuie să le respecte pentru a nu-și pune viața în pericol și nici bunurile din jurul lor. Alte 234 de controle au fost realizate în cadrul campaniei de verificare de către Inspecția Muncii. În domeniul relațiilor de muncă au fost făcute 116 controle, fiind aplicate 24 de sancțiuni și alte 100 de măsuri pentru remedierea neconformităților. În privința sănătății și securității în muncă au fost efectuate 118 controle, fiind dispuse 132 de sancțiuni, dintre care 112 avertizmente și 20 de amenzi în sumă de 111.500 RON. Activitățile de verificare și control dispuse de premierul Nicolae Ciucă sunt în continuare în derulare, ca atare vom reveni și în zilele următoare cu rezultatele acestor activități, bineînțeles și Consiliul Concurenței la finalizarea verificărilor va comunica detalii.